Răsturnare de situație în cazul unui tânăr din Vețel ridicat din trafic de mascați în urmă cu aproape 3 ani. Atunci a fost acuzat că ar fi bătut un om de afaceri din Târgu Jiu. Acum instanța l-a declarat nevinovat și a clasat dosarul. Tânărul vrea să acționeze în judecată pe cei care au dispus arestarea lui, pe care o consideră abuzivă. Imaginile sunt din luna iulie 2019, pe DN7, în zona Vețel. Atunci Ionuț Grăznic a fost ridicat de mascați din trafic. Mergeam în trafic și m-am trezit dintr-o dată cu poliția. Era o mașină de poliție în față și una în spate. Și au intrat în mine, cea din spate m-a lovit și m-a aruncat cea din față. M-au amenințat mascații cu pistoale, cum se face. Și m-au pus pe jos, m-au scos din mașină, m-au reținut, după aia m-au dus la IPJ Gorj și m-au reținut 24 de ore. Și fiind nevinovat. Dar ce au spus? De ce totuși te-au ridicat? Mi-au spus doar când am ajuns la IPJ Gorj, mi-au zis de ce sunt reținut. Din cauza că un om de afaceri din Târgu Jiu a fost bătut și a fost bătut de două persoane. Și a zis că eu sunt una din cele două persoane. Eu n-am fost în Târgu Jiu în viața mea. Atunci m-a dus ei prima oară. Motivul ar fi fost o presupusă agresiune asupra unui om de afaceri din Târgu Jiu, care se ocupa cu vânzarea trufelor. Tânărul din Vețel a susținut tot timpul că a fost o confuzie. El a adus în proces probe care au demonstrat că era în Deva când a avut loc agresiunea din Târgu Jiu. A doua zi, tatăl meu a adus probe, cum că în timpul când omul acela de afaceri a luat bătaie, au dus probe cu filmări video când eram în Deva. Am fost cu fiul meu la un prieten acasă și avea camere video pe acea casă, la interval de o oră, să zic așa. Și după aia mi-a fost localizat telefonul, convorbiri telefonice, tot din localitatea Deva, și s-a dovedit că nu sunt eu. Deci, practic, dosarul s-a clasat. Da, am primit sentință pentru clasare. După reținerea sa, timp de 24 de ore, a urmat un proces sub control judiciar. Acum dosarul a fost clasat, dar tânărul vrea să le ceară socoteală celor pe care îi consideră vinovați de această situație. Ai de gând să reclam poliția, da, modul cum s-a imaginea procedat? Care mi-au făcut-o și ce mi-au făcut, vreau să dau în judecată și să răspundă cine mi-a făcut treaba asta. El a luat această decizie după ce aproape 3 ani a avut de suferit atât în afaceri cât și în viața personală. Mai mult vrea să tragă un semnal de alarmă pentru ca asemenea cazuri să nu se mai întâmple.